Mai ții minte că ți-am spus eu aici, eram amândoi, când am discutat despre ce a făcut Orban Victor la Bruxelles, da? Da. Și când le-a aranjat, le-a scris la aia, ai văzut? Mai mergeți prin, prin 2020 reformulați, da. Și mai scrieți acolo micuților, da? Și știi că spuneam eu atunci că a venit la premierul Suediei, chiar așa era, filmul nu l-a mai copiat. Și premierul Suediei zicea, mă, am primit și pe noi, n-am. Și ăsta, Orban i-a zis, era o treabă cu avioanele Gripen, mai ții minte? Da, da, și cu turcii. Și cu turcii și Orban i-a zis, păi, micuțule, vino la Budapesta, vino la băiatul. La vorbitor. Ia, nu vrei să vii? Stai acolo! Exact. Stai la locul tău. Între timp, supărare mare la Washington. Au trimis să iau o delegație a Congresului să-l frăgezească pe micuț. Să-l fezandeze. Crezi că i-a primit? Nu. Nu? Păi ai văzut tu delegație de la Congresul... Dar pe unde s-au care să vină la București și ăla care nu-i vasalul Rusiei să nu se facă preș? Nu, mă, stai că mă pierd ușor. Nu. Păi și nu i-a primit pe micuți? Nu. S-au plimbat pe Dunăre, ce-au făcut? A, erau acolo. Din Buda, treceau din Buda. Ai fost la Budapesta. Din Buda în Pesta, da. Merită, chiar dacă nu te primește. Au trecut din Buda în Pesta. Exact. Eu cred că au rămas în Buda, adică în Buda. Asta zic și eu, că... Și s-au întors de acolo direct în America. Exact. Cineva i-a văzut, îți dai seama. Știi ce s-a întâmplat? Dați-mi 730... A intrat Suedia NATO. Dați-mi 732-a, vă rog. Eu e de Marisică. E tot de la frații tăi Bloomberg, nu de la Russia Today, da? Ce zice, mă, acolo? După ce țara nordică a fost de acord să vândă avioane luptă gripă în Budapestei, poftim? What? A declarat Orban la o conferință de presă cu omologul său suedez, Ulf Kristersson. Unde? Vineri? Unde erau? Of, Doamne. Unde erau, Marius? Chiar la Budapesta. Și-a luat târtița să se ducă, adică... Cât faci de la Stockholm la Budapesta? Exact, hai, eram cu pieptul înainte. Mergi cu mașina. Și când colo ce să vezi? A semnat. Păi ce semneze? Să dea avioanile. Păi avioare? Păi nu că zice, uite aici, acord de închiriere al Ungariei pentru 14 gripă îți va expira la începutul anului 2026. A. Proprietatea va fi apoi transferată la Budapesta, bla, bla, bla. Conform noului acord, SABAB va furniza încă 4 aeronave. Suedia va oferi de asemenea sprijin și logistică forțelor aeriene maghiare până în 2036. Deci s-a dus la Budapesta. Așa se pare. Adică a venit... Bună ziua, bună ziua. Bună ziua. Dar vezi că ai șapca pe cap, mă scuzați. Am venit... Bine, hai, intră, stai în hol. Poftim? Și rămân ale lor avioanele, văd. Da, păi... Ce să fac? Ale cui? Exact. Între timp ajung și F-16-urile la turci. Păi a fost și cu... Deci, înțelegi cum se face, micuțule? Nu știu, Vali, eu aici... Da. Bine. Trebuie să scriu, trebuie să redactez, să visez. Acum fii atent, dragi români. Începe să se complice situația din momentul ăsta. Aia că ne iau ardealul. Da. Deci astăzi vom discuta lucruri foarte complicate. Știu că toți aveți impresia că Ungaria vrea să ne ia ardealul. Acum e foarte greu. Poate facem un poate facem mai încolo un exercițiu. Sigur că da, păi. Cam, ca și când ni l-ar lua sau? Cam, nu, cum am fost noi formatați? Prin presă, prin școală și prin securitate. Pentru că trebuie să existe această spaimă, pe care, sigur, o poți transfera câteodată subliminal, dar de cele mai multe ori într-o formulă extrem de articulată, corect, care vizează direct construirea unui anume fenotip social în care românul asimilează influențele externe cadrului de articulare a unui, hai să spunem, unui instrument de cunoaștere și apropiere cognitivă de realitate. Realitate care ți este atașată ca o cămașă a lui Nesus. Nu te poți desprinde de acolo. Iar asta vine cu toate spaimele pe care securitatea le-a construit de-a lungul timpului pentru a vă putea manipula și controla mai ușor. Atâta vreme cât vă veți teme
de unguri că vă iau Ardealul și de ruși că vă cotropesc, atunci veți fi gata să mergeți să vă bateți în toate războaiele Americii, pentru că partenerul strategic vă apără. Dacă n-ar fi America, Orban v-ar lua Ardealul. Ce știți de asta? A, o să mă întrebați, eu de unde știu? De unde știu, a? Dați-mi 55B, vă rog. Fii atent, Marius. Să spunem un lucru clar. Dacă nu ești alături de Statele Unite, tu, România, acum, așa, ai toate șansele să dispar ca stat. Nu stați un pic, Nu știu, l-am văzut pe Orban atunci. Deci dacă nu ești cu Statele Unite, dispari ca stat. Păi, ce să faci? Și l-a auzit el pe Orban la Tujnad. Dar ce-o fi făcut Orban la Tujnad? A vrut să furea de atunci Ardealul. Nu? Dar vezi că era în 1900... 90. A era în 2022. Orban s-a dus atunci la Tujnad. A ținut un discurs, așa cum face în fiecare an. Prea era despre România și Ardeal, era despre povestea aia, că vin ăștia cu migrația peste noi, a băgat el niște chestii cu popoare, cu rase, exact, nu știu ce, dar aia era atunci. Și președintele nostru a dezavoat ce a spus. Sigur că da, dar între timp a venit anul 2023 când s-a dus și a vorbit. A și trecut anul 2023. Când s-a dus Orban și a și vorbit despre Transilvania și... alte lucruri. Adică ne ardea. Iar? Mm-hmm. Păi nu l-a luat în 2022? Păi hai să vedem, măi, Mariusică. Da, Valerică, vedem. După ce a vorbit Orban în iulie 2023 la Tujnad, pe 22 iulie, apărătorii patriei au reacționat. Începem? Start! Ești pregătit? Pe viitor, da. 62, ce vă rog? Ia zi, Marius. Ia. Înainte acestui discurs, lui Orban i s-a atras atenția. De la Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ambasadorului Ungariei la București. Să nu aibă o retorică extremistă, antiromânească și revizionistă, și să nu aibă o retorică pro-Rusia și pro-Putin în țara noastră. Evident că Victor Orban a încercat să se victimizeze, a spus, știți, mi s-a atras atenția să nu vorbesc, să nu spun. Dar a făcut un gest și a făcut o afirmație care nu se face în lumea civilizată. Victor Orban dovedește că nu este un om civilizat. Este, din păcate, un propagandist antiromân extrem de periculos. Îl are tot timpul alături de el pe Laszlo Tökes, probabil cel mai mare antiromân în viață, cel care a spus că pentru el ziua de 1 decembrie este o zi de doliu. Dar ceea ce a spus Victor Orban, și veți vedea chiar acum, este că, atenție, ironic, superior, cât mai putinist cu putință, anti-european, spune Victor Orban, noi n-am afirmat niciodată că Transilvania este pământ românesc. Ha! Nu știu ce vor autoritățile de la București, de la mine. Aceste ironii ieftine, revizioniste, au fost taxate inclusiv de presa maghiară. Din păcate, presa maghiară de opoziție, la fel ca și partidele de opoziție, strivite de valul acesta de populism, de naționalism și de pro-putinism pe care îl manifestă Victor Orban. Orban egal să Putin! Vede. Și ne Ardealul. Anul acesta am primit niște ajutor, material ajutător pentru asta, pentru că Ministerul Afacerilor Externe din România, din câte am înțeles, este aliat mai degrabă președinției, mi-a venit în ajutor și mi-a trimis un demarș în care mi-au scris despre ce nu am voie să vorbesc, despre ce am voie să vorbesc și cum și ce trebuie să evit. Acesta este un document oficial de stat. Se scrie aici să nu vorbim despre
unități teritoriale administrative inexistente din România. M-am gândit la ce se pot gândi. Eu cred că se gândesc la Ardeal și Ținutul Secuiesc, însă noi niciodată nu am declarat că acestea ar fi unități teritoriale românești. Ce oferim noi prietenilor români? În primul rând, oferim ca dacă președintele României vine în Ungaria și ține un discurs și noi îl tot invităm, atunci nu o să stabilim ce poate spune și despre care subiect. Deci, Mariusica. Mi-aduc aminte perfect momentul. Ai văzut pe traducerea lor. Ce spune Radu Tudor? Au zis că Transilvania nu-i pământ românesc. Ce spune Orban pe traducerea de la Antena 3? Orban zice așa, băi, Ministerul de Externe la români mi-a trimis, m-a învățat ce am voie și ce n-am voie să vorbesc. Da. Ați înțeles, români? Și acolo, în instrucțiunile pe care mi le-au trimis românii, mi-au atras atenția. Nu mai vorbi despre unități administrativ-teritoriale inexistente în România. De ce? Pentru că ei se duc în țara secuilor, cum ar veni, Ținutul Secuiesc, da. Harghita, Covazna, denumirea istorică, nu? Mureș, etc. Și Ținutul Secuiesc nu există pe harta administrativ-teritorială a României. Autoritățile române, nu discutăm de ce aici, consideră că ăsta e un gest inimical. Adică nu e bine să te referi la unități administrativ-teritoriale care nu există. Și atunci Orban zice, bă, am încercat să explic mie ce vor să zică românii care mi-au zis, nu te mai referi la unități administrativ-teritoriale inexistente. Și m-am gândit, mă, probabil se referă la Ținutul Secuiesc. Probabil se referă la Transilvania, pentru că nici Transilvania nu e unitatea administrativ-teritorială a României. România, în baza Constituției, nu e împărțită în județe. Județele sunt unități administrativ-teritoriale. Drept pentru care ce zice Orban? Zice, deci, mi s-a atras atenția să nu ne referim la unități administrativ-teritoriale inexistente. Dar noi nu ne-am referit niciodată, nici la Ținutul Secuiesc, nici la Ardeal, cum spuneai, la Transilvania, ca unități teritoriale ale României. Asta a spus, ca unități teritoriale. Adică ce? Părți administrativ-teritoriale în organizarea țării. A spus el că Transilvania nu-i pământ românesc? A contestat el apartenența Transilvaniei la România? Fii atent, Marius. Luăm din două surse. Una ai văzut-o, traducerea dată chiar de Radu Tudor, care înainte să vezi traducerea ți-a dat verdictul. V-a dat verdictul. Orban nu recunoaște Transilvania la România. Transilvania nu-i pământ românesc. Mergem la Hungary Today, da? Mm-hmm. Ia fii atent. 734-a. Da? Marius? Da. Ce avem acolo? M-au sfătuit să nu vorbesc despre nimic care ar putea ofensa sensibilitățile românești. Ne-au scris spunându-ne că nu trebuie să vorbim despre unități administrative românești inexistente. Cred că se refereau la Transilvania, Ținutul Secuiesc, dar nu am pretins niciodată că sunt unități teritoriale românești. Exact? Corespunde cum a tradus acolo... Ce vorbirăm. Da. Exact. Hai să mai luăm și Europa Liberă, că știu că îți place. Mult. Europa Liberă, dați în 735-a. Europa Liberă, uite-te acolo, prezintă și ea la fel. Ce zice Orban? Mi se recomandă să nu vorbim despre lucrurile care pot aduce atingere. Simbolul național, e bine, putem să convenim, nu știu ce, urez bun venit prietenilor care vin cu steaguri secuiești, nu știu ce, să nu vorbim despre drepturile minorităților, bine, nu vorbesc nici despre asta și atenție pe roșu. Marius, lasă telefonul că nu se uită nimeni. Se scrie aici să nu vorbim despre unități teritoriale administrative inexistente în România. Cred că se gândesc la Ardeal și Ținutul Secuiesc. Însă noi n-am declarat că ar fi unități teritoriale românești. Deci, din nou, zice aici că Transilvania nu-i pământ românesc? Mm-hmm. Sau zice doar că Transilvania și Ținutul Secuiesc nu sunt unități teritoriale, adică administrativ-teritoriale mm-hmm. în cadrul statului român? Zice așa? Adică... Păi, eu am înțeles de ce mă trebuie trei ori același lucru. Ai înțeles? Pe am bune? Înțeles să trăiți, mă rog. Pe bune ai înțeles? Da. E sigur că ai înțeles? Români, voi ați înțeles că Orban
tocmai a contestat apartenența Transilvaniei la România. Bine. Ok. Pe atunci hai să mai încercăm o dată, Marius. Poate n-ai înțeles, nu? Hai să mai tragem o dată. Nu, da. Hai să mai încercăm o dată. Dați-mi 63, ce vă rog. Ia, hai să mai încercăm o dată. Ia. Ia. Ce-i cea? Ce-i cea? Ia. Victor Orban ia peste picior această rugăminte a premierului și acest demers al MEAE și spune: noi n-am zis niciodată că Transilvania este pământ românesc. Ia uite. Wow. Ce argumente mai putem noi avea în fața unui astfel de personaj dacă nici pe cale diplomatică, nici pe cale politică, nici, să spunem, ca de la un prieten la altul, el nu înțelege să nu mai atace integritatea teritorială a României. Români, ați înțeles? Sunt convins că vor fi câțiva băieți care mă vor înjura la greu, cum am dat eu cu ungurii, cum vor eu, da, să... Asta e clar, se vede cu ochiul liber, nu trebuie clar, să... Clar, clar. Dar înțelegeți ce bine merge treaba asta? Orban egal Putin. Egal Orban, Orban vrea să ne fure Ardealul. Deci Rusia e în spatele destrămării României? Sună bine? Vă place? Deci fără partenerul strategic nu se poate, să știți. România, deci, n-ar mai exista. N-ar mai exista. Orban vrea să vă ia Ardealul. Deci trebuie să mergem la... Eventual începem cu dărâmarea dronelor rusești din spațiul aerian al Ucrainei. După aia, dacă trebuie, mergem la război cu rușii, pentru că rușii îl susțin pe Orban, care vrea să ne ardă. Sunteți pregătiți? Bun. Până Ilia? Da. Uite unul din generalii lui Gâdea. Dar de ce? Nu e domnului Gâdea. Nu, nu. E, mă refer invitat, la setting. Invitat, un invitat, da. Un invitat. Asta am vrut să zic. Tu ai înțeles, da? Da. Deci, domnul Gheorghe Mândrescu. 64, ce vă rog? Într-adevăr, el, nu, ca și persoană, să spunem așa, nu în poziție oficială, cu toate că această dicotomie este imposibilă. Orban, da, premierul Orban, este premierul Orban mereu, cât este, da, și în România și în Ungaria. Noi niciodată nu am spus că Transilvania și Ținutul Secuiesc sunt teritorii românești. Păi domnia s-a spus așa, da? Unde Poftim? Este ironia? Că eu nu o înțeleg, eu Poftim? Nu văd. A spus-o cu un zâmbet din acesta, păi acru, clar, miștocan. Nu, ce, care miștocan? Dar nu se fac ironii. Să spui că Transilvania, în condițiile în care avem toată istoria privind Transilvania și toată discuția privind Transilvania, da? Discutele istorice cu vecinul nostru din vest. Să spui că niciodată nu am spus, credeți-mă, adică mi se pare că suntem mult prea soft când vedem așa ce, o asemenea chestiune. 23. Deci, dragii mei, acolo e data 2023, nu 2024, da? Că nu s-a întâmplat. Exact. Deci, adică încă nu dăm din viitor, încă nu. Dar va veni momentul. Stați pe aici. Deci era din 2023-24. Cum? Ce zicea domnul Geal? Că a zis că nu-s pământul românești? Ținutul se cuiesc și... Da? Face așa ca să ce? Ca să îți cadă sacou? Ceea ce era de făcut încă mai sunt, nu? Până să cadă mai e. Auzi, Marius, dar știi ce se întâmplă? Auzi? Când te uiți așa, în dreapta, ce vezi? O stea? Și când te uiți așa în stânga, ce vezi? Altă stea. Bă, Marius, băi, păi ce perspicat ce ești. Da, da, da. Hai de capul. Ai făcut pe securiști ăștia, ai făcut apologia lor cât de deștepți sunt. Stai, păi nu. Și faci în fiecare seară proști. Hai, bă, dar ce pățești când, dacă te-ai dus prea departe așa, și că da, te duci spre... te duci prea departe, că ți ia ăsta Ardealul, bă, ți l-a luat odată, ți l-a luat de două ori, ți l-a luat de trei ori. Mă, te gândești probabil undeva la eșalonul superior, bă, și dacă ies unii acum cu șipca din gard și zic, băi, și îl iau pe Orban cu șipca sau ce? Sau, dracu, cine știe ce mai întâmplă? Știi că tot ne ia la Ardealul azi, mâine. Hai, din că nu s-a întâmplat nimic, stai. Nu s-a întâmplat nimic. Fii atent ce s-a întâmplat, că s-a întâmplat ceva. Și unde iar ne lua... Ardealul. Și iar ne lua Ardealul. Și Ținutul Secuiesc. Și Ținutul Secuiesc. Uite-te și tu ce s-a întâmplat. Pe 24 iulie 2023. Da? 65, ce vă rog? Dacă îl mai ia încă o dată... Da, ia.
Este România, este altceva. Nu e adevărat. Ba, este da. Același Victor Orban. Nu este adevărat, nu se dezminte nicio secundă. În momentul în care atenție. El vine în România și vine la Tușnad, de ce vine el la Tușnad? De ce vine el? Să le spună ăla de la Tușnad că pământul ăla de acolo, exact. Vezi, Doamne, este ca al general. Atenție, că mi-atrage cineva atenția că, apropo de discursuri și de exactitate. Victor Orban a spus în felul următor. Aoleu! Noi, apropo, ei scriu, spune Orban despre Ministerul de Externe, deși n-a fost nimic scris. Nu, nu, nu. Asta e încă o mare minciună a lui. O rezolvăm noi și pe aia. A fost o chestiune verbală, da? Da, da, da. Da. Păi de asta am spus că sună urât. Una la mână. Păi când minte Victor Orban... Păi iată că n-am dezminți nimeni. Hai, treci la subiect. Au fost două comunicate la Ministerul de Externe. Că nu au scris. În ambele s-au... Spus, hai răducule, lasă către ministru, către ambasador, zic acolo, zic cu problema, zic cu chestiune. S-au dat chestiuni scrise. Ei scriu, spune Orban, să nu vorbim despre unități administrative teritoriale românești neexistente. Adică nu vorbiți despre ținutul secuiesc, că nu există niciun fel de ținut secuiesc. M-am gândit la ce s-au referit, cred, spune el, că la Ardeal și la ținutul secuiesc. Dar noi nu am afirmat niciodată că acestea ar fi unități teritoriale românești. Corect. Deci exact asta a făcut. A întors problema exact ca în oglindă, în sensul celălalt. Adică vreți să nu vorbesc despre aceste chestiuni? Păi, uite, nu vorbesc, pentru că asta nu sunt așa. Deci, cum adică a întors? Aștept, s-a infirmat. Deci unde ne lua Ardealul, ne lua Ardealul? Nu l-a mai luat. Nu l-a mai luat. Că cineva i-a atras atenție. Băi, vezi că asta e traducerea, că se referă ca la teritorii administrative. Și până atunci nu dăduse și el unități teritoriale. Unități teritoriale. Păi și nu dăduse, mă, până atunci traducerea și ne lua Ardealul. Se mai schimbă și noi mai schimbăm. Adică i-a scris la text. Vine iarna, trei haine, da. Alo, băi, gata. Vezi că nu e cu Ardealul. Gata, las-o, gata. Ne-a luat Ardealul, gata. Măi, măcar a avut decența să citească ce a scris ăla. Păi putea să nu citească. De ce nu? Păi dacă el a dat cu citește cu ordin. I-a dat cu ordin. Cum? Poftim? Deci nu mai era pericol? Păi nu. Și domnul general s-a și recompus imediat. Da, domnule, ci că a întors-o. În România pericolele încep așa, odată cu lăsarea întunericului și spre dimineață dispare. Dar ai văzut ce spunea că minte Orban, că de fapt ce s-a întâmplat? Comunicarea a trimis aia, nu, zice foarte că... bine. Că n-a dat nimic în scris. Stai, mă, da, că n-a dat în scris și că mai ar fi oral. Spus oral. Și... Da, pe gard, unde este? Hai să-ți arăt. Dați-i 703... S-a dus la gardul ambasadei. 736, vă rog. Bă, cum trece timpul. Ca nebun, o zboară. Băi, comunicatul mai e, te rog. Da? Ce spune acum? Așa, discursul de la 22 iulie 2023, comunicat oficial mai e. Te ții? Bun. Partea română a reiterat faptul că în cadrul dialogului diplomatic constant cu partea ungară a făcut în mod special apel la reținere în declarațiile și mesajele publice ale oficialilor ungari aflați în vizite private în România, inclusiv în perspectiva taberei de vară la Băile Tujna de anul acesta. În context a exprimat surprinderea față de prezentarea în discursul public al prim-ministrului ungar a aspectelor comunicate verbal pe canale diplomatice privilegiate constant de partea română. Ne oprim aici. Deci Ministerul de Externe este mirat că Orban a făcut referire în discursul său la, ceea ce la lucruri pe care partea română comunicat le comunicase verbal. În mod constant. Da, bine.